Marți 10 noiembrie 2015, Universitatea din Pitești a organizat conferința de închidere a proiectului Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilor din învățământul superior, în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente informatice specifice care să asigure extinderea oportunităților de învățare și interacțiunea cu mediul de afaceri, proiect intitulat Nova Curricula. Obiectivul principal al proiectului a constat în creșterea relevanței programelor de studii și transpunerea eficientă a standardelor CNCIS prin revizuirea sau dezvoltarea a 10 programe de studii universitare în vederea asigurării calității procesului educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii, cu adresabilitate directă către 400 de studenți ai universității, aparținând în majoritate zonei de sud a țării, respectiv regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Este specific acestui proiect faptul că se regăsesc în activitățile pe care le-am desfășurat și trei mari actori implicați în procesul de învățământ superior, universitățile, studenții ca beneficiari direct și angajatorii ca beneficiari pe piața muncii, astfel încât așteptările tuturor, ale studenților, ale angajatorilor, să se regăsească în produsul pe care îl oferim pe piață, astfel încât produsul să fie conform cerințelor pieței și în felul acesta angajabilitatea să fie la cote maxime. Proiectul a contribuit la armonizarea competențelor profesionale ale studenților din grupul țintă cu cerințele pieței muncii din domeniile științe fundamentale, științe inginerești, științe sociale și științe medicale, asigurând acestora oportunități sporite de ocupare pentru a se integra pe piața muncii ca persoane active. Este un proiect foarte frumos și foarte complex, menit să crească calitatea ofertei educaționale a Universității din Pitești. Proiectul este structurat pe doi piloni. O parte a proiectului s-a ocupat de îmbunătățirea programelor de studii, astfel încât să crească relevanța acestora pe piața muncii, iar cea de-a doua componentă este reprezentată de un birou de mediere a relației cu mediul de afaceri. Pe partea de adaptare curriculară, proiectul și-a propus să răspundă la întrebarea ce se poate adăuga la pregătirea profesională a studenților noștri, astfel încât ei să se poată angaja mai repede. Și ce se poate adăuga? Păi competențe suplimentare care să răspundă la specificul regional al regiunii Sud-Muntenia. Noi am făcut un studiu foarte complet de diagnoză a acestei regiuni Sud-Muntenia și am identificat pentru fiecare din cele 10 programe de studiu câte două competențe suplimentare. După care am îmbunătățit planurile de învățământ și la final experții proiectului au produs materiale didactice, filme, suporturi de curs, studii de caz, menite să dezvolte acele competențe suplimentare. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni.